Bine v-am regăsit dragilor, suntem la horoscopul săptămânii 14-20 noiembrie și în primul rând vreau să vă mulțumesc tare tare tuturor celor care sunteți cu mine și alături de mine în fiecare sâmbătă, în fiecare zi, atunci când ascultați horoscopul și luați aminte la ceea ce vă învăț, dar mai ales pentru cei care îmi lasă feedback-ul lor și îmi povestesc despre situațiile pe care le întâmpină la acest moment. Îmi face deosebit o deosebită plăcere să primesc feedback-urile voastre, deci cu atât mai mult cu cât aveți așa ceva important de destăinuit sau o confirmare de, de spus, nu ezitați pentru că sunt foarte bine primite fiecare. Și ați văzut că și vă și răspund, deci vreau să vă încurajați să, să intrăm în acest dialog unii cu ceilalți. Și acum hai să vedem. Sfatul săptămânii va veni odată cu nevoia noastră de progres, pentru că pe 16 vom avea o zi interesantă, pe 17 de asemenea. Mare atenție ce faceți cu acest um, această energie care vă va împinge, vă va uh, ajuta și va veni în, în, în întâmpinarea voastră să vă susțină progresul personal. Vom vedea imediat la fiecare zodie în parte. Iar în plus, neplăcerea săptămânii, ca să zicem așa, atenție la 18 noiembrie, una din uh, zilele grele. Ea ca zi e ziua grea a săptămânii, dar este și una dintre zilele grele ale perioadei. Așadar, trecem la prima zodie. Începem cu berbecul. Dragi berbeci, ascendent sau zodie? Avem 14 noiembrie, o zi plină de substanță, o zi care vă pune pe jar, ca să zicem așa, dar în egală măsură foarte, foarte, foarte benefică din perspectiva terminării unor neplăceri sau închiderii unui ciclu sau mai mult decât atât împăcarea într-o dușmănie sau o situație de acest gen. Cumva dușmanii vă lasă în pace, ca să zicem așa. Apoi, pe 15, foarte mare grijă și atenție la tot ceea ce inspirația vă spune, tot ceea ce intuiția vă aduce dar mai ales la ultimele demersuri pe care trebuie să le faceți într-un proces, într-un proiect, într-un proces, într-un într mecanism ce va prinde aripi foarte, foarte, foarte repede. Așadar, la treabă. Apoi, pe 16, vestea bună a săptămânii, Venus intră în zodia săgetătorului și deschide ușa progresului foarte mare și foarte larg Dragi berbeci, ascendenți sau zodie, puneți-vă pe treabă acolo unde vreți să atingeți cele mai înalte bucurii și cele mai înalte vibrații. Venus, însă, săgetător vă va susține foarte tare, cu atât mai tare vă va susține după ce Jupiter va ieși și el din retrograd, adică miercuri aceasta, pe 23. Dar, oricum, nu-i de aici de acolo o săptămână încă mai, mai bună și mai benefică chiar dacă nu va fi cea mai benefică, deci pregătiți-vă de acest nou start către progres și către aceste noi idealuri care vă așteaptă să le cuceriți. Totodată, atenție la bani, ca zi este o zi care vă dă lecții de acest fel. 17 noiembrie este și el o zi, este și ea zi de progres, pentru că de data asta Mercurii intră în zodia Săgetătorului, deci iată, cu determinarea la purtător, cu focul berbecului și al Săgetătorului înainte, pe căi neumblate până acum, spre descoperiri încă nefăcute până la acest moment. Veți pune bazele unui viitor mai de succes și veți demara niște de proiecte inițial vor fi niște gânduri care vă pun pe treabă, uh, ulterior veți demara niște proiecte extrem de importante sau de benefice pentru viitorul vostru. Atenție un pic că acest mercur în uh, săgetător poate să dea uh, unele neplăceri, să zic așa, pe fond emoțional. Deci mai mult sau mai puțin 17 noiembrie nu este ziua în care să vă afundați în emoții. 18 ziua grea săptămânii vine cu o încărcătură foarte greoaie și scoate din voi untul, cum zice românul, vă scoate la tablă sau vă dă tot felul de lecții sau mai mult sau mai puțin aș zice că vă irită foarte mult acolo unde aveți neplăcerile cele mai mari, să zicem așa anume să aveți grijă la sănătatea voastră și în special la oboseala voastră, pentru că este acolo undeva în profunzimea ființei voastre o oboseală care se cere odihnită. Corpul vostru vă dă semne de iritare și de neplăcere, motiv pentru care nu lăsați lucrurile să treacă așa ci îngrijiți-vă de voi, de sănătatea voastră și de odihna și nevoia de calm și de pace pe care o veți avea -o în această zi. 19 și 20 sunt două zile de uh, sărbătoare, să zicem, nu doar pentru că este weekend, ci și pentru că planete importante își spun cuvântul, în energia zilei. Astfel că pe 19 Jupiter își va spune uh, probabil unele dintre ultimele lui uh, uh, dictoane pe care le mai are de spus până la ieșirea din retrogradia. Nu mai este retrogradă în zodia voastră, ci în pești. Atenție așadar că este vorba despre lipsa voastră de pace, ce spuneam și mai devreme, lipsa voastră de liniște și de calm interior pe care va trebui, iată, acum, pe ultima 100 de metri în ultimele zile de retrogradare jupiteriană, să o înțelegeți tocmai pentru a vă feri pe următorii 12 ani de tot felul de momente de agitație sau de tot felul de greutăți. Aveți așadar mare atenție ce se întâmplă și ce vă semnalizează Jupiter în această zi a. A lui 19 noiembrie. Iar pe 20, Saturn este cea care își spune păsul. Ea nu este retrogradă, deja a ieșit din retrogradă de mai bine de două săptămâni deci vine cu o energie benefică. Știu eu că sunt mulți care se sperie de Saturn și de fiecare dată la ședințe vă tot explică, explic că uite cum este Saturn când este pe fundul cerului, pe mijlocul cerului, uite cum să treaba acolo, uite cum să treaba dincolo, când aspectează soarele. Când... Așadar, dați-vă voie să vă bucurați de ceea ce Saturn vă oferă și lăsați-l să vă surprindă. Este undeva un un moment sau o dorință sau o revelație de schimbare pe care un cetișor cu grijă și cu menajare Saturn încearcă să vă uh, reveleze pe parcursul acestei zile de duminică 20 noiembrie și recomandarea mea ar fi dați-vă voie la schimbare, dați uh, cum să zic, deschideți ușa uh, transformărilor și mai mult decât atât, încercați să fiți mai avangartiști, mai nonconformiști mai deschiși, mai diferiți, mai spontani, mai autentici una peste alta, pentru că, iată, nu-i nu panică, Saturn nu vă lasă să faceți prostii. Deci, în tot cazul, va fi cu rezultate pozitive și cu lecții învățate. Am ajuns la Taur. Tauri, dragii mei, Ascendent sau Zodie? Fiind, vreau să aveți și voi la fel de mare atenție și acum de câte ori zic că mi-aduc aminte de una dintre voi care mi-a mi scris așa cu ghilimele, ca și când mi-a găsit porecla. Deci, mare atenție, mare, că așa îmi place mie să zic de fiecare dată când e vorba de ceva important, la ziua de 14, mai ales în prima ei parte. De ce? Pentru că vă va răscoli foarte multe frici și poate alea dintre cele mai, sau obsesii, alea dintre cele mai greu de stăpânit. ca zi este o zi norocoasă, cum spuneam și mai devreme, deci nu vă lăsați influențați de fricile, obsesiile care ies la lumină, decât atât cât să le vindecați sau să vă înțelegeți din aceste puncte de vedere și să negociați cu voi înșivă. Altfel, bucurați-vă de ceea ce ziua va aduce ca și satisfacții prin ceilalți sau din exteriorul vostru. Și, în special, bucurați-vă de multă iubire care pare că răsare foarte tare pe, pe drumul relației voastre. Apoi, pe 15, deja nu mai este același lucru. Mai degrabă e vorba de niște aroganțe la care vă gândiți, la propriu sau la figurat, zicem, aroganțe. Pardon. Vreți să faceți niște pași sau vreți să parcurgeți niște drumuri care nu sunt neapărat cele mai ușoare de făcut și nici cele mai potrivite la acest moment. De aceea vreau să vă gândiți bine cât de. Aroganți, vă permite să fiți, că na, e mai simplu ca și cuvânt și mai expresiv pentru fiecare, încercați să vedeți lucrurile din, această, din acest unchi. În altă ordine de idei, ea ca zi vă va oferi destul de multe bucurii, fie de la persoana iubită, fie în cuplu, fie așa pe, prin tot felul de satisfacții de la cei dragi sau de la cei apropiați. 16. Venus intră în săgetător și va duce și vă multe roade ale progresului sau multe dorințe de progres. Iată însă pentru voi progresul nu se referă la succesul din buzunar, ci de această dată progresul se va referi la viața voastră, la nivel profund, să zicem, sau la tot felul de situații pe care vreți să le rezolvați, și tot felul de uși pe care vreți să le deschideți, dintre acele uși care până acum n-ați avut curajul nici măcar să puneți mâna pe clanță. Deci, Momentul a venit. Sunteți pregătiți să rezolvați cele mai grele tascuri și cele mai neplăcute situații și să treceți mai departe de frică, de neîncredere și să progresați acolo unde, iată, erați poate cel mai uh, uh, corigent sau cel mai uh, uh, repetent sau cine știe. În tot cazul, mare uh, atenție că ia ca zi vă Simbolizează vă arată, vă trage de mânecă um, acolo unde uh, rezistați în situații negative, neplăcute sau malefice. Apoi, pe 17 intră și Mercur în Săgetător și toate lucrurile vor decurge din ce în ce mai ușor, astfel că din 17 încolo veți pune și voi niște baze, dar de această dată, din punctul vostru de vedere, bazele sunt mai degrabă secrete, să zicem așa, sunt ale voastre și doar vă știți despre ele, sunt cuceritoare ca și domeniul nou pe care îl începeți sau ca și proiect nou la care vă gândiți și, pe de o parte, aveți o multă iritare pentru că nu sunteți obișnuiți să să faceți lucrurile așa pe furiș, iar pe de altă parte sunteți extrem de entuziasmați și uh, parcă parcă aș vrea ați vrea să spuneți că scopul, scuză mijloacele și că pentru o cauză bună uh, nimic nu contează mai presus. Uh, și vedeți voi despre ce fel de proiect va fi vorba. Veți găsi răspunsurile căutate. Până una alta, ăsta este pasul care vă împinge în acțiune. După ce Jupiter va ieși din retrograd, adică 23 noiembrie încolo, veți prinde și aripile sau vă veți scutura și aripile pentru a zbura cu adevărat pe acest drum în întâmpinarea acestui proiect. Apoi, pe 18, ziua grea a săptămânii, pentru voi nu pare să fie așa de grea, însă vă cam. Destabilizează sau este grea, este ușoară, într-o manieră în care vă veți simți în derivă sau în nesiguranță. Veți avea acolo ceva de lucrat și de învățat. Nu știu dacă veți și rezolva situația în sine, pare că nu, dar în tot cazul veți găsi un un pilon de care să vă țineți până ce istoria respectivă, povestea respectivă se va rezolva sau o veți rezolva. 19 și 20 sunt două zile interesante și pentru voi. Jupiter vă va oferi pe 19 foarte multe um, interacțiuni benefice, dar și foarte multe idei inovatoare. El vă vrea. Să ieșiți din zona voastră de confort pentru a nu sta blocați sau pentru a nu pierde un tren care, iată, din confort sau din orice altceva, nu-l vedeți că a ajuns în gara voastră. Deci, mare atenție ce vrea acest Jupiter de la voi și unde vrea să vă aruncați privirea. Iar pe 20, Saturn vine cu mici lecții cei drept, deci din punctul vostru de vedere nu mai este atât de îngăduitor ca pentru berbeci sau pentru alții, așadar dați-vă voie să înțelegeți lecția și în special mă gândesc aici la viața socială și la interacțiunea voastră cu societatea. Hai să vedem acum ce fac gemenii. Dragi de ei, Ascende sau zodie gemeni, 14 noiembrie, o zi interesantă, foarte încărcată din punct de vedere al preocupărilor pământene, să zic așa. Sunteți preocupați de bani, de emoții, de trăiri, de familie, de tot ceea ce reprezintă pentru voi la acest moment viața pe care o doriți mai frumoasă. Apoi, tot pe 14, trebuie să fiți foarte atenți și voi ca noi toți la ceva bucurii care se arată. Din punctul vostru de vedere, bucuriile vor fi la serviciu. Dar startul este într-o energie bună, într-o vibrație benefică și pare că atât cât se putea realiza un proiect care până una alta era aproape imposibil de rezolvat, pare că apar câteva vești bune care va arată calea, drumul sau uh, soluția uh, unei oarecare realizări. Uh, 15 noiembrie luna va intra în zodia leului și va, va trimite de acolo foarte multe energii luminoase și va proiecta asupra voastră Um, o energie caldă ce vă va încălzi planul mental și va scoate de acolo tot felul de roade. Roade la serviciu, dar și roade în plan personal. Deci, multe idei bune sau vești bune sau negocieri importante. 16. Venus intră în săgetător, iar pentru voi asta înseamnă o viață mai bună, în doi proiecte noi și progres în cuplu. Pregătiți-vă, deschideți sufletul către bucurie și către proiecte de cuplu, pentru că iată, timp de o lună de zile, ba chiar mai mult de atât, pe alocuri va fi vorba de o stare de satisfacție, de înțelegere, de bucurie alături de persoana iubită. În egală măsură, pe 16, mare atenție, mare la aspectul gânduri negre sau idei proaste, negative, malefice, mă rog, tot felul de lucruri care încă nu le-ați vindecat în sine voastră și care vă țin ocupați să nu vă vedeze treabă. Apoi pe 17, Mercur intră în Săgetător, ceea ce înseamnă că trebuie să puneți bazele unei mai bune înțelegeri în relația voastră de cuplu și să căutați să discutați mai pe larg, mai mult, mai concis, mai interesant, mai direct, vedeți voi despre ce fel de comunicare va fi vorba, iar pentru mare parte dintre voi va simboliza și... O, o discuție, un dialog despre un eventual drum, o eventuală vacanță în viitor. Poate nu va începe chiar pe 17, poate va începe, eu știu, săptămâna următoare sau peste două săptămâni, dar deja în mintea voastră rulează această idee și un nor de acest gen strălucitor și frumos se învârte în jurul vostru și al uh, persoanei iubite în relația voastră, în casa voastră. Apoi, pe 18, -o, ziua grea a săptămânii pentru voi poate să fie, într-adevăr, destul de dificilă. De ce? Pentru că uh, sunt o felul de lucruri um, nedrepte sau uh, vi se întorc împotrivă niște oameni care, în mod normal, n-ar avea de ce să vi se întorc împotrivă, ci pur și simplu din incapacitățile lor își var să nervii pe voi. Atenție că Marte retrograd în Gemeni vă pune în situația asta de a atrage situații dificile, nedreptăți sau diverse alte probleme sau problemuțe tocmai pentru a vă întări, a vă repune în discuție voi pe voi înși vă și a vă recalcula, repara și tot așa. Iar pe 19 și pe 20 weekendul vă aduce și voi energii saturniene și jupiteriene și vă pune la treabă. Astfel că pe 19, mare atenție, ce lecție mai aveți sau nu ați învățat încă de la familia voastră sau nu ați rezolvat încă ceva în familie sau pentru familie. Aici poate să fie vorba și de neam, deci nu e neapărat să fie vorba de o chestie simplă. Dar Jupiter, atâta timp cât mai este în retrograd, vă va atenționa și vă va sublinia cu diverse culori și nuanțe această situație pe care trebuie să o rezolvați. Iar pe 20, Saturn vă încarcă de energie pozitivă, deloc grea, și vă deschide un portal foarte important de traversare sau de trecere către um, un progres real chiar dacă nu este genul ăla de situație wow uh, și na, toți ne dorim acest lucru, uh, iată este genul ăla de situație uh, durabilă și de consolidare uh, concretă a progresului vostru Uite, așa pe nepusă masă, pur și simplu, pentru că Saturn vă favorizează în acest sens și pentru că în evoluția voastră aveți nevoie de acest rezultat și de această susținere saturniană. Am ajuns la RAC. Emoționale și timizi, dragii mei, raci Ascendent sau Zodie, fiți foarte pe fază, 14 noiembrie, luna încă este în zodia voastră și vă încarcă un pic de, de emoții, ca să nu zic altfel, dar atenție că ziua va fi în mare parte benefică și ca ori de câte ori când luna se află în semnul nostru, suntem la un moment crucial, pentru moment sau pentru existența aceasta, iată, bucurați-vă de ziua de 14 pentru a schimba defectele în calități, pentru a schimba răul în bine sau pentru a trece de la o etapă negativă la una pozitivă. Folosiți-o așadar ca pe un canal energetic ce vă um, favorizează. Apoi, pe 15, bani ar fi un subiect important, dar și bucuria. Uh, ar fi un alt subiect important, vedeți voi ce, uh, ce vă face mai degrabă cu ochiul, dacă e vorba de cumpărături, atunci se înțelege că va fi și cu bucurie, dacă e vorba de realizări financiare, la fel, va fi cu bucurie, dar în tot cazul încercați să îmbinați bucuria, plăcerea, uh, prietenii, distracția, veștile bune de la prieteni, emoțiile plăcute pe care le simțiți și le trăiți alături de ei, cu nevoia voastră de a fi clar, pragmatici și de a câștiga mai mult și mai bine. Apoi pe 16 deja Venus intră în săgetător și vă arată foarte multe aspecte pozitive care încep să se deruleze de la acest moment încolo. E drept, cum ziceam și mai devreme la celelalte zodii, nu chiar din 18, 17 sau 16, ci ușor, ușor după 23 și foarte mult, mai ales după 24. Dar, în tot cazul, se anunță soare pe strada voastră. Pe strada. Care stradă? Care? pe strada profesională, la serviciu sau la muncă, sau vedeți voi ceva proiecte care încep să-și arate rezultatele, satisfacții și bucurii mult mai mari decât până la acest moment. Atenție, însă este și o lecție undeva pe acolo de învățat și se referă tot la bani. Apoi pe 17 intră Mercur în Săgetător. El va aduce și el această nevoie de progres pe care cu toții o vom primi, o mai în avalanșă sau mai în pași mici. Iar pentru voi acest Mercur în Săgetător va simboliza soluțiile de care aveți nevoie în viața voastră de zi cu zi și în viața voastră profesională pentru a găsi calea către progres. Deci, ta 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 pe treabă, nu stați pe gânduri nicio secundă, nu vă lăsați influențați de eu știu ce sentimente sau trăiri, ci dați-i bătaie la treabă către succes înainte. 18 ziua negativă a săptămânii, ce să facă și ea, se face simțită, și face simțită prezența, atenție la tot felul de discuții greoaie, de contradicții obositoare și de interacțiuni neplăcute vedeți care sunt femeile pentru că s-ar putea dinspre femei să fie mai degrabă aspectul care sunt femeile care vă încarcă în, în subconștient sau care au putere asupra stării voastre de spirit și vedeți cum decurge treaba din acest punct de vedere la interior în profunzime la nivel profund al ființei voastre Cineva vă sâcă, e așa, cineva uh, care vorbește sacadat sau cineva care vă critică sau cineva care își, uh, își arată într-un fel foarte impertinent, aș zice, uh, nemulțumirea către voi sau către ideile voastre sau, eu știu, către ceilalți, uh, dar, în tot cazul, vă veți simți puși uh, într-o situație pe care nu v-ați fi dorit-o, într-un într mecanism din ăsta care vă obosește foarte tare și vă sâcăie extraordinar de mult. Încercați să vă protejați și nu stați la discuții dacă observați că discuțiile nu duc nicăieri sau dacă vedeți că oamenii, sunt, oamenii cu care veți discuta sunt într-un într mod din ăsta foarte critic. Apoi, pe 19 și pe 20, weekendul are cu totul alte vibrații, luna este în balanță și asta înseamnă pentru voi o mare nevoie de echilibru și de frumos. Aceste nevoi care, iată, vin odată cu energia lui Jupiter, dar și cu energia lui Saturn, în fiecare zi în parte, câte o, să zic așa, ciocolată spirituală. <coughs> Pardon. Pe 19, dragii mei raci, ascendent sau zodie, luați-vă măsuri pentru a vă ține scaunul sau pentru a rămâne puternici acolo unde v-ați demonstrat deja puterea, dar încercați să nu cădeți în panică, să nu fiți eu știu, influențați, șantajați emoțional, să nu fiți dați la o parte, să nu fiți desconsiderați, să nu fiți tratați cu aroganță sau cu dispreț, pentru că, iată, Jupiter vă indică, așa cu arătătorul la tablă ca atunci când eram mici, vă indică unde este marea problemă care vă poate coborâ foarte ușor și foarte repede până în abisul tenebrelor personale și Acolo undeva în sfera aia de energie sau de lecție este și răspunsul care vă poate ridica la fel de repede și la fel de tare în cea mai înaltă sferă, în cea mai înaltă vibrație unde ați putea visa deci nu-i de glumă, nu-i deloc uh, o zi oarecare sau un uh, sentiment uh, neînsemnat. Bucurați-vă de acest aspect și încercați să îi descifrați toate coordonatele. Iar pe 20, Saturn vine să vă bată un pic la cap pentru că, în plan spiritual, încă nu sunteți atât de maturi pe cât el ar vrea să fiți. Să vedem ce fac lei. În primul rând, pe 14 mai au câteva socoteli cu propriul lor întuneric, să zicem așa, și se mai dau de pe parte pe alta pentru că, încă mai mult sau mai puțin în familie sau în plan personal, mai au ceva lecții de învățat sau de asumat. Dar tot 14 este o zi care le poate aduce satisfacții de la cineva drag, sau un cadou frumos, sau o bucurie, vedeți voi despre ce va fi vorba, bucurați-vă cu, cu toată inima de, de acest aspect, chiar dacă nu vă stă neapărat mintea acolo, ținând cont de încărcătura interioară. 15, în schimb, este foarte interesantă, pentru că luna vă... Vă potențează foarte mult energia și aveți acea senzație de bucurie sau de împlinire pe care n-ați mai trăit-o de mult. De la mulțumirea de sine sau din tot felul de reacții pe care ați știut să le aveți la momentul potrivit sau din o felul de situații de omul potrivit la locul potrivit. Oricum ar fi, bucurați-vă de ceea ce această zi vă aduce și încercați să trageți, să scoateți din voi tot ceea ce este mai bun, să fiți la potențialul vostru cel mai înalt. Toți pe 15 sunt și bucurii, tot din familie sau de la cei dragi, este genul ăla de zi în care veți simți că s-a ridicat cortina sau valul, vălul după ochi. Ai voștri ochi sau ai cuiva apropiat sau cortina fericirii familiei, nu știu, vedeți, îmi scrieți și mie despre ce vorba în situație. Apoi pe 16 noiembrie Venus va intra în săgetător și vă va aduce foarte multe rezultate. De când oare așteptați aceste rezultate? Hă, unele dintre ele poate și de 8 ani, altele de un an, altele de câteva luni. În tot cazul, sunteți într-o postură de creștere, într-un moment de progres. Și chiar dacă nu aveți toate aturile pe care vi le-ați fi dorit, chiar dacă nu sunteți la potențialul ăla la care știți că ați putea fi, iată, este ziua în care ia în naștere acel, acea ustensilă sau acel lucru de care aveți nevoie pentru a vă îmbunătăți. Parte dintre nativii leu sau ascendent leu vor începe prietenii noi, parte dintre ceilalți vor învăța să se relaxeze sau să, fie, să, să renunțe la control. Mare parte dintre nativii lei vor porni la drumuri de a noi teritorii și noi puteri, și o mică parte aia care sunt deja ajunși într-o poziție importantă sau la o putere importantă, vă veți ridica și voi mai sus de atât, poate prin ajutorul femeilor sau prin ajutorul prietenilor sau pur și simplu prin protecție divină. E, pe 17 intră și Mercur în Săgetător. Vești și mai bune pentru că va aduce, odată cu nevoia de progres și de a urca și mai sus decât acolo unde sunteți deja, va aduce ideile necesare pentru a realiza toți acești pași. Poate până pe 23 noiembrie nu sunteți neapărat foarte mulțumiți pentru că Jupiter încă este în retrograd și aceste două planete. În săgetători sunt patronate, într-un fel sau altul, influențate, să zicem așa, de această retrogradare jupiteriană. Dar să luăm lucrurile și invers. Poate că tocmai această retrogradare jupiteriană avea nevoie de aceste uh, energii pentru a putea să aducă lecția în evidență și să vă sublinieze, vom vedea imediat pe 19 despre ce lecție e vorba, să vă sublinieze foarte tare cum puteți rezolva. Deci puneți baze noi la uh, situații noi și uh, fie că e vorba de prietenii noi, de succes nou, de putere nouă, de realizare nouă sau pur și simplu de o viață mai bună. 18 este ziua grea a săptămânii și nu vă sare nici pe voi. S-ar putea să aveți foarte multe frustrări din cauza banilor sau să vă consumați foarte mult pe diverse teme sau pur și simplu să vă treziți că sunteți nemulțumiți de câștigurile voastre și că meritați mai mult și că vreți mai mult. 19 și 20, zilele weekendului, vin să vă îndrume și să vă arate și ele o cale de urmat. Și așa cum așteptați deja, 19 vă arată lecția jupiteriană. Este vorba de anume nevoia spiritului vostru de a învăța ce înseamnă cu adevărat empatia și de a găsi răspunsuri din acest punct de vedere. Și aici mă gândesc, mai ales că scriu acum acea carte de care cred că v-am povestit, nu mai știu, 12 portaluri ale Zodiacului și mă gândesc la ce am scris la leu, da, cam fix asta este lecția lui Jupiter pentru voi la acest moment, în sublinierea acestei nevoi de empatie pentru spiritul vostru și spiritul celor de lângă voi sau spiritele cu care vă interacționați și vă intersectați în această existență. Ei, vedeți voi despre ce este vorba mai pe larg pentru că mai depinde și de harta personală, dar în tot cazul dați-vă șansa să învățați pentru că, iată, Venus și Mercur vă ajută să înțelegeți mai bine și mai ușor această lecție. Și cu atât mai tare, învățați repejor până ce Jupiter va ieși din retrograd și din Pește, apoi, pentru a nu căra după voi un spirit bolnav sau un spirit obosit sau pe, pentru a nu vă lovi în viitorul vostru de genul ăsta de situații, ci din potrivă să vă faceți datoria meseria de leu și să aduceți lumina și acolo. Acolo mă refer la nivel spiritual. Iar pe 20, Saturn vine cu o încărcătură pozitivă. Undeva acolo până una alta vi se părea că e greu și anume în cuplu, veți avea foarte multă susținere de la persoana iubită sau împreună puteți realiza lucruri mărețe. Ia să vedem ce face Fecioara, că sunt curioasă ce face pe vineri, pe 18, ea. Dragi Fecioare, ascendent sau Zodie, 14 noiembrie, ce o fi fost la voi pe 14 octombrie, nu mai știu, dar o să mă uit la horoscop să vedem. 14 noiembrie vă avantajează foarte tare sunteți într-un pas sau faceți anume demersuri foarte pozitive. Așa încât cu mare încredere înainte, aproape ați terminat ceva greu. Sau poate chiar terminați în ziua de 14, vedeți. Oricum, mare uh, încredere pe uh, toate acele energii pe care le simțiți calde și benefice pentru că ele, iată, se accentuează și vă gâdilă urechile să vă folosiți de toate aturile pe care le aveți. <coughs> Pardon. 15 noiembrie o zi interesantă în care trebuie să vă dați voie într-o măsură destul de mare să vă descoperiți și să vă descifrați la nivel profund. Um, acolo unde mai sunt încă frici de depășit. Deci, cu depășitul fricilor la purtător, pregătiți să-l întâmpinați în 16 noiembrie pe venus în săgetător. Acest venus care vă duce, vă poartă și vă cere să progresați din perspectivă familială. Deci, ce a fost până acum a fost, dar ce va fi de aici încolo, uh, un pic cu ajutorul lui Venus, un pic cu ajutorul familiei și un pic cu ajutorul vostru poate să ducă la o bucurie mare în casă, în familie. Ușor-ușor până ce iese Jupiter din retrograd și cu atât mai tare după aceea și va intra și soarele în însăgetător, vă dați seama cam ce sărbătoare se pregătește pentru voi și pentru familia voastră. Deci dacă până acum nu aveați semne bune sau dacă erați prea încordați, prea obosiți, prea nesatisfăcuți în familie, iată, se deschide un portal extrem de favorabil. 17 noiembrie intră și Mercur în zodia săgetătorului și vă va ajuta și mai mult și mai tare. Dar rugămintea mea cea mai mare este între 14 și. 18 chiar. Sau hai să zicem toată săptămâna. Dragi fecioare, fiți deschise la a înțelege, la a concluziona, la a trage linie um, față de toate lecțiile învățate până la acest moment. Uh, fie le lecții ușoare sau grele din viața asta sau din viața trecută. Deci, luați așa frumos un caițel. Și scrieți acolo toate concluziile de la acele lecții pe care deja le-ați învățat. Lăudați-vă cu ele vouă înși vă înșivă. Premiați-vă pentru fiecare dintre ele și pentru fiecare pas important pe care, iată, l-ați realizat cu forțe proprii în toate demersurile de până acum. Cu atât mai mult cu cât toate acestea vă vor bine cuvânta și pe familie, pentru că. Atunci când face fecioara treaba, îl se vede, da? Nu e ca și când încearcă ceva și uh, dă înapoi sau, din potriva, a lucrat ca lumea, s-a ocupat ca lumea cu maximă responsabilitate. Deci, cu atât mai tare să vă bucurați de ceea ce ați rezolvat pentru voi și implicit prin voi și pentru neamul vostru. Ei, și dacă puneți bazele unei alte vibrații în familie și dacă lucrurile încep să curgă frumos, păi trebuie să fie și luna în fecioară ca să le faceți cu responsabilitate și din prima la fel de uh, bine cum le-ați făcut pe cele de până acum. Ei bine, 18 noiembrie vine să vă tragă de urechi. Și dacă n-ați apucat să vă bucurați de voi și să vă mândriți cu toate realizările voastre, păi 18 vă trece până toate și până ce vă doriți și până ce nu vă doriți și vă scoate pe realbi. Uite așa că sunteți nemulțumiți de voi. Recomandarea mea ar fi pentru voi și prin zodia voastră pentru noi toți, 18 noiembrie, să ne asumăm că uneori mai putem și greși. Că alte ori mai sunt și lucruri pe care evităm să le vedem sau că suntem evazivi sau că nu vrem sau că ne e greu sau cine știe și să nu lăsăm autocritica și înverșunarea și resentimentele contra propriei persoane să ne coboare sau să ne strice toate stările și toate ocaziile, oportunitățile. Care ar putea veni în acea zi. În egală măsură, este și uh, uh, Marte retrograd acolo, pe 18, care vă subliniază uh, cumva prin energii uh, mentale uh, că da, sunt multe variante. Pe de-o parte, poate să fie vorba de ideea. Uh, ești prea al cu tine, calmează-te, liniștește-te și ia-te în brațe și iubește-te." Sau poate să fie prin anume prieteni sau prin șefi, prin, șef, prin uh, oamenii pe care îi vedeți în exteriorul vostru, prin societate, la magazin, la moluri, unde vă duceți voi în ziua respectivă, să vă uh, arate oglinda unor situații pe care nu le vedeți la voi. Sau poate să fie și invers, să vă arate oglinda în care ar trebui să vă priviți cu adevărat pentru a vedea cum, și cum sunteți și ce calități aveți. În puneți-vă sub lupă un pic și lupa, vedeți, să fie pe partea bună și nu pe partea de minimalizare. Da? Sub nicio formă nu vă lăsați purtați de ranchiună și resentimente nici față de voi, nici față de ceilalți și controlați în, în felul ăla în care se poate starea care vă atâță de la interior să faceți prostii. Dacă nu veți reuși, atunci asta e, veți învăța la un moment dat din această lecție, nu e grav, nu e finală lecția, nu e nici pe departe ajunsă la maturitatea ei ca lecție, deci um, na, cu, cu cât mai repede învățată, cu atât mai bine, dar dacă nu se poate, uh, fiecare cu ritmul lui, știți cum e. E weekendul 19 și 20 noiembrie vine cu bucurii. Jupiter, care este retrograd în relațiile voastre și în relația voastră de cuplu, vă subliniază ceea ce 16-17 noiembrie vă promitea, vă subliniază lecția aia importantă de a reuși să armonizați viața în doi și să Echilibrați ceea ce nu e încă echilibrat, și să vă completați foarte bine cu persoana iubită, și să acceptați diferențele dintre voi ca pe un lucru pozitiv. Deci, raportul în cuplu și relația de cuplu scoase și ea. Ele de această dată la microscop și vedeți ca lupa să fie bună să fie pe partea pozitivă. Iar pe 20 Saturn își aduce influențele pozitive, unul dintre prietenii voștri buni, camarazi voștri de o viață, saturn vă, um, vă creează sau vă conturează sau vă ajută să vedeți să înțelegeți și să faceți lucrurile mai bine sau într-un ritm mai bun sau cu mai puține resurse sau oricum aș da, oricum aș lua, e vorba despre performanță, da? Deci Saturn și performanța din punctul vostru de vedere vine, iată, pe 20 noiembrie să vă arate ceva căi importante la care până una alta nu vă gândiți să Ei și am ajuns și la balanță. Dragi balanțe, ascendent sau zodie? 14 noiembrie, e o zi interesantă, dar grea. O zi în care evoluția vă împinge, vă ridică, vă forțează. Benefică de altfel, ia ca zi, cu un premiu financiar, cu o realizare mai mică sau mai mare, depinde de, de harta personală, dar banii pe de-o parte ca banii, pe partea cealaltă, e important să urcați repejor, repejor în evoluție pe fiecare treaptă pe care această zi vi le va da, oferi, arăta. Pe 15 noiembrie, o zi interesantă dacă vă gândiți la viitor, și o zi benefică dacă vă gândiți la rezolvări lucrurile care nu se rezolvau până acum sau fricile alea la care nu îndrăsneați să biruiți până la prezent, iată, se rezolvă ca de la sine în acest moment cu mult ajutor astral și divin. Ideea ar fi să priviți în viitor și să îndrăzniți să fiți mai autonomi sau mai, cum să zic, mai avangardiști sau mai puternici sau mai sigur pe voi că despre asta este vorba, cumva să îndrăzniți, să uh, cutezați, da? Și cu semeția la purtător, pe 16 uh, Venus va intra în zodia Săgetătorului, ceea ce va însemna, din punctul vostru de vedere, foarte multe idei bune, foarte multe rezultate bune, vești bune și mai ales... Uh, examene pe care le treceți, rezultate pe care le veți vedea, le veți simți, vor deveni palpabile. <coughs> Pardon. Deci, dragi balanțe ascendente, auzut? Gândiți-vă, hotărâți-vă și porniți la drumuri noi. Succesul se scrie la propriu și la figurat în aceste momente, începând cu 16-17 și vom vedea noi uh, imediat și după aceea, săptămâna viitoare, din ce în ce mai bine. Deci, deschiși către drumul noi la propriu și la figurat. 17. Intră Mercur în zodia săgetătorului și va aduce baze noi, baze noi intelectuale în principal, dar nu numai. Pentru cei care scriu sau pentru cei care învață sau pentru cei care vor să descopere, pentru cei care vor să vândă, vor să negocieze, vor să înțeleagă, Mă rog, cam toate lucrurile în sfera intelectuală se vor rezolva diferit și mult mai frumos. În altă ordine de idei, fiind vorba despre drumuri în egală măsură și despre Venus și Mercur în zodia săgetătorului, care înseamnă drumuri în um, străinătate sau drumuri lungi iată, promisiuni de străinătate după 16-17 noiembrie încolo sau dor de ducă sau la propriu și la figurat plecați undeva sau vă planificați o plecare 2-3 e și iată ne ajungem la ziua cea mai grea din săptămână 18 noiembrie care ați făcut ce ați făcut, dar totuși undeva în... În lumea voastră vă săcăie și vă agită o, o lipsă de realizare sau o lipsă de răbdare sau, eu știu, niște încărcături, niște bagaje emoționale, probabil. Sunteți destul de săcăiți pentru că Marte retrogradă își arată pe aici, pe colo colții și în viața voastră, iar luna în fecioară nu vă este neapărat foarte bună prietenă. Ea vă încearcă și vă cere să lucrați la voi și să vă dezmeticiți din diverse, uh, eu știu, pierderi, eșecuri, renunțări, sacrificii, etc. Dar totodată trebuie să aveți grijă că energia zilei nu este favorabilă pentru nimeni. Uh, are ea aspectele ei, condimentele ei care ustură dor. Deci, mare atenție, ce înseamnă asta? Dacă e vorba de sănătate, atenție, care sunt condimentele la figurat care vă duc într-o energie proastă sau oboseală sau eu știu. Dacă e vorba de sistem hormonal, la fel, atenție, care sunt problemele și unde sunt ceacrele alea cu probleme. Dacă e vorba de starea voastră, atunci atenție la integritatea voastră și aici mă gândesc cel mai tare, încercați să vă țineți pe pilonii voștri și să nu vă lăsați doborâți de la interior de problemele nerezolvate. 19 și 20 sunt două zile interesante, una este jupiteriană, una saturniană și din punctul vostru de vedere. Pe 19, luna în balanță fiind și pe 20 în egală măsură, ei uh, vor uh, sublinia, belezile vă vor sublinia nevoia de uh, recentrare, revertebralizare, aranjare sau cum vreți voi. După ce 18 vă cera să vă reparați, 19 și 20 vă cer să uh, treceți la un alt nivel, să urcați pe alte trepte. Iar pe 19, munca este cea care vă, vă incită să treceți pe un alt nivel și, totodată, nevoia de a fi util. Weekend fin, nu știu care muncă, poate că e vorba de munca de acasă sau o muncă voluntară, nu știu, să vă duceți undeva să pentru weekend sau pentru o zi sau pentru câteva ore, să depuneți un efort gratuit pentru binele societății, binele comunității. Vedeți voi despre voluntariat va fi vorba. Iar pe 20, Saturn vă cere și vă instigă la progres, dar nu mai este vorba de progresul săgetătorului, ci este vorba de progresul la Uh, special, unic, uh, autentic al vostru. Deci descoperiți ca într-o, într un uh, labirint al bucuriilor sau ca într-o, uh, ca la o floare când ai petală după petală să vezi acolo unde este ea legată de uh, baza tulpinii, Descoperiți voi magia pe care, iată, Saturn vă conturează în aura voastră, dar și în curajul pe care vă instigă să-l aveți, să progresați autentic în funcție de harta fiecăruia, de ascendent și de diverse alte aspecte, autentic pe drumul ăla pe care uh, elevarea vă așteaptă. Apoi, Scorpionul are și el o săptămână foarte interesantă. Că vorba aia intră planete în înseamnă că va câștiga mai bine. Deci, 14 noiembrie, o zi interesantă, din punctul vostru de vedere, la capitol elevare, evoluție și pași mari. Adevărul e că este poate cea mai grea perioadă de la moment poate este cea mai dificilă pentru că simțiți așa că ați ajuns, mai aveți un pas, deschideți ușa și bam, mai apare o problemă. Mă rog, toate tinichelele alea nerezolvate la timp, practic, se îngrămădesc să nu vă lase să mergeți pe un drum nou până nu le, nu vă ocupați și de rezolvarea lor. Deci 14 este, iată, tabloul fix despre care va fi vorba în această zi de luni, 14 noiembrie, pentru voi, dar în egală măsură este și o zi benefică pentru că Venus încă în zodia voastră își aruncă energiile într-un mod plăcut și vă um, influențează uh, la autodepășire. 15 noiembrie, la fel și el, Venus este în ultima zi de Scorpion și în ultima uh, zbatere, ca să spunem așa, de uh, autodepășire, dar luna este în leu. Deci nu mai este ca pe 14, ci este mult mai încărcată cu lecții, vibrația și energia acestei zile, deci va trebui să vedeți ce aveți de învățat în... Uh, forul vostru interior, dar mai ales unde e lecția de personalitate și ce se întâmplă la serviciu. Practic pe acolo vi se arată lecția mai clar. 16 noiembrie Venus intră în săgetător și din punctul vostru de vedere, cum deja spuneam, va simboliza startul unei perioade de câștiguri mai mari sau de proiecte financiare realizabile și uh, cu rezultate rapide. <coughs> Pardon. Acum poate că rezultatele deja le așteptați de ceva vreme sau poate începeți chiar de pe 16 încolo un proiect care va avea rezultate rapide. Uh, nu ne neapărat alea dorite până pe 23 noiembrie, dar oricum cât mai e până acolo, un pic. 17 noiembrie, Mercur intră în săgetător și vă uh, ajută să puneți bazele unei noi etape financiare în viața voastră. Uh, fie că vă aduc dialoguri, oameni intelectuali, oameni inteligenți alături de care veți crea programe financiare, fie uh, vă vin vouă niște idei, vă iluminați pe această uh, temă financiară. Oricum se pun niște baze ușor- ușor. Se pun de la aspecte și cu ajutorul vostru se și instalează și se vor și derula de la 17 noiembrie încolo spre un, un progres important. Așadar, căutați repede, repede colacul de salvare și stingătorul ca să fiți pregătiți dacă focul e prea mare. De uh, eventual reglați voi focul interior să nu vă entuziasmați prea tare și să nu ajungeți în situații din alea de prea mare consum pentru uh, banii voștri, uh, cu atât mai mult cu cât luna este acolo în, în, un pic tensionată în energia acestei zile uh, și are nevoie de susținerea voastră, ca să zic așa, deci aspectele pe care ea le naște în, în simțirile voastre de scorpioni simțitori, se cer oarecum cizelate prin capacitățile voastre, astfel că să nu vă impacteze starea emoțională mai tare decât dorința de a pune baze de proiecte noi importante și mărețe. 18 noiembrie, în schimb, cu uh, vibrația ei urâțică și greoaie, nu vă sare nici pe oi, deci fiți foarte atenți ce se întâmplă și cu Marte retrograd și cu energiile acestei zile, uh, cu atât mai mult cu cât um, um, parcă sunteți supărați sau parcă picați așa într-o suceală uh, și de regulă mai spre negativ decât spre pozitiv sau dacă este spre pozitiv, s-ar putea să fie vorba doar de o iluzie și nu ne neapărat ceva realizabil. Dar, în tot cazul, este o situație care vă pune așa să vă îndoiți de voi și vă, să nu mai credeți în nimic, în viitorul vostru, în șansele voastre. Că doar ce vă pregăteați să vă apucați de treabă și ia cătă fecioara își bagă undița să pescuiască niște energii sau să vă plimbe puțin în jurul cozii. Oricum, ia ca zi, spuneam la toate celelalte zodii, nu este de o vibrație pozitivă, nu ne este foarte favorabilă. Încercați să vă descurcați, să o intuiți, să o simțiți ca vibrație, ca experiență și să învățați din ea fără să vă lăsați, eu știu, doborâți, căzuți sau abătuți de energia ei. 19 și 20, un weekend de sărbătoare și pentru voi. Jupiter în retrograd încă subliniază foarte multe transformări ce mai aveți în gând să le faceți sau pe care trebuie să, le, să vă mai ocupați de ele în continuare și sunt în general pe relația cu ceilalți, fie că ne referim la ceilalți în relația de cuplu familia persoanei iubite sau persoana iubită, fie că ne referim la prieteni sau la cei care vă dau putere, vă țin puterea, vă oferă susținere și tot așa, iată, voi încă mai aveți de oferit sau de schimbat pe acolo de la voi către ei. Iar pe 20, Saturn vine cu o mică lecție nu știu cât de mică de fapt, depinde de harta fiecăruia, dar lecția este din familie sau de la cineva apropiat, drag, cineva care are obiceiul să vă viziteze la propriu sau la figurat. Deci, atenție așadar, care este lecția și mă gândesc aici la aceeași situație de pe 18, anume Suceala că vă suciți când nu trebuie sau că ceva cu suceala vedeți voi, îmi scrie și mie despre ce era vorba așa, hai să vedem ce fac săgetătorii că fac sau ar trebui să facă bine după 16 încolo cel puțin și avem un Venus pe Ascendent, da pentru cei cu Ascendent un săgetător mai devreme sau mai târziu atâta cât Venus va fi în săgetător bucurie, mare bucurie pentru săgetători în general și avem 14 noiembrie, o zi greoaie din mai multe puncte de vedere și mă gândesc în special la credințele și valorile săgetătorului alea reale. Deci alea secrete, alea care îl încearcă și nu alea pe care le afișează. Dar în egală măsură este și o zi benefică sau foarte revelatoare. 15, luna este în leu, ceea ce aduce vibrații pozitive pentru săgetători și în special pe să nu zic ce, în special pe zona progresului. Un progres pe care, iată, luna în leu îl va prinde ca o scânteie în șemineul personal de acasă sau din personalitatea lor. Pentru ca ulterior, iată, pe 16, Venus să-i pună la treabă și să-i umple de, de toate aceste energii progresiste, favorabile, benefice, satisfăcătoare, mulțumitoare, etc. Și pe 17, Mercur, intrat și el în să facă fix același, aceeași încărcare. Iată bateriile voastre de săgetători mari și frumoși și vor fi pline și foarte pline de aici încolo pe măsură ce Jupiter va ieși din retrograd, soarele va intra în săgetător, aspecte multe se vor produce un pic și cu Marte retrograd în Gemeni, foarte multe, o mecanică întreagă care se construiește pentru voi pornind de la acest 15 și scântea lui, continuând cu 16 și Venusul care vă dă această stare interioară necesară să mergeți până la capătul drumului și să realizați cea mai mare cucerire din acest an și 17 ile care vi le aduce pe Mercur în zodia voastră și vă oferă înțelepciunea necesară și bazele pe care le veți pune odată cu toată parcurgerea lui Mercur în Săgetător pentru viitor baze serioase în personalitatea voastră și baze pline de substanță intelectuală. În egală măsură, 18 nu vă este favorabilă nici vouă, că vorba aia, luna este în fecioară și asta vă poate enerva din start, mai este și Marte puțin retrograd încă în gemeni și asta mai întinde puțin sau nu mai știu cum se numește la hallo sau cum îi zice când te duci la pescuit, cred că așa îi zice, nu? Plasa, ca asta căutam ca, ca și cuvânt, întinde plasa asta a nemulțumirilor și către sau pe voi. Deci, mare atenție ce se întâmplă în sinea voastră, în gândurile voastre, în atitudinile, în trăirile voastre sau în relațiile voastre de serviciu sau chiar și în interacțiunile voastre din această zi. Ele, cumva le simțiți, sunt apăsătoare ca energii și nu doar în ziua de 18, ci încă mult timp de aici încolo. Este așa ca un nor pe care nu vreți prea să-l priviți prea des, și bine faceți, pentru că nici nu, nici nu, sunteți în, în măsura în care să-l combateți, să-l confruntați, dar nici nu trebuie, că aveți, iată, alte treburi, pe aici niște progres care vă așteaptă să-l cuceriți. Deci, lăsați piedicile astea care se pun să-și vadă de propriile nemulțumiri, să zicem așa, și nu vă lăsați prinși în această plasă și doborâți la pământ, pentru că um, ceea ce 16, 17, cu Venus și Mercuri intrate în zodia voastră vă ofereau, iată 18 poate să fie vampirul ăla de energie care să vă fure succesul. Și atenție că nu glumesc deloc. Mare atenție mare, da? Apoi, pe 19 și pe 20, deci nu faceți promisiuni, nu dați, nu semnați contracte, fie ele spirituale, fie ele emoționale. Fiți foarte atenți ce faceți pe 18. Așa, 19 și 20, gândiți-vă bine, bine că Jupiter are o lecție pentru voi pe care se pare că vă încăpățânați să nu o învățați și mare puțin și se enervează pe voi. Iar dacă se va enerva când se întoarce în berbec, să știți că nu o să fie ușor ne vă pune în tot felul de situații extra-riscante sau obositoare. Dar, iată, până să se întoarcă în Berbec, încercați să învățați pe 19 noiembrie ce lecție vrea el să vă arate. În primul rând, este vorba despre empatia voastră față de familie și uh, să-i sprijiniți pe ai voștri să le oferiți um, uh, tot ceea ce au nevoie pentru a-și ridica stima de sine. Atenție, mare atenție! Chiar dacă vi se pare ceva neimportant și chiar dacă veți fi pe ideea ei, fiecare cu. Înțelegeți voi la ce mă refer, trebuie să vă gândiți că familia este neamul, este ADN-ul, este moștenirea voastră genetică și este ceea ce și voi dați mai departe. Deci dacă vă sunt atât de indiferenți și să se descurce singuri cu ce au, s-ar putea ca uh, la un moment dat urmașii voștri să vă facă chestia asta sau cine știe să, uh, să apară pe ideea karma uh, ceva lecție mai mare pe următorii 12 ani sau multiplu de 12, cine știe când. Deci nu fiți superficial cu familia voastră, oricât ați fi de încărcați de treabă și de. Uh, Nevoi, oferiți-le ceea ce au nevoie, tot ceea ce au nevoie, pentru că da, sunt în familia voastră, pentru că vibrați unii cu alții, oferiți-le pentru a se ține mai bine și a se ridica și ei în același timp cu voi. Iar pe 20 noiembrie, Saturn zice să vă puneți pe treabă, pe treabă la propriu și pe drumuri la figurat. Să plecați, să căutați, să dinamizați, să schimbați dinamica, să încercați dinamici noi, să interacționați și mai ales vă pune să vă adaptați într-un mod foarte diferit de la o situație la alta, indiferent care vă era obiceiul până acum, să schimbați foarte mult și foarte tare modul vostru de gândire, de exprimare, de uh, reprezentare în tot ceea ce faceți și în tot ceea ce spuneți și în tot ceea ce uh, mecanismele mentale creează. E ce fac capricornii? Zice o voce. Capricorni dragii mei, ascendenți sau zodie, aveți și voi o săptămână plină de rezolvări și o zi de 18 greoaie. 14 noiembrie, frumoasă ca zi, benefică, interesantă și karmică, aș spune, pentru că luna se plimbă așa prin niște teritorii și deschide o energie, o poartă, un portal în care vă vă arată ceea ce poate până acum n-ați vrut să vedeți sau ceea ce erați curios să vedeți sau ceea ce sunteți pregătiți să aflați. Veți pătrunde de pe 14 în a doua jumătate a zilei, veți pătrunde foarte mult pe niște teritorii încă neumblate care vă înspăimântau și probabil că noaptea din 14 spre 15 sau chiar și cea de 13 spre 14 veți avea niște vise simbolice sau uh, niște mici coșmaruri sau depinde acum de harta fiecăruia. Apoi, pe 15 luna este leu și asta vă cam zgâlție, așa să zic, uh, sentimentele, trăirile și emoțiile uh, și s-ar putea să aveți o luptă de putere, ceva undeva să se agite spiritul sau trăirile, sentimentele, emoțiile și să vă luați la întrecere sau să vă lăsați provocați de cineva sau de o situație, de un context. Ia ca zi norocoasă, făceți-vă treaba așa cum știți și provocarea să fie win-win pentru toată lumea. 16 noiembrie, Venus intră în zodia săgetătorului, iar pentru Capricorn începe o perioadă magică, frumoasă. Aș zice că pentru voi Crăciunul este mai devreme, odată cu intrarea lui Venus în săgetător. O perioadă care vă încălzește la interior tot ceea ce voi până acum. De un an, de mai mult, ați încercat să dominați ca trăiri și ca sentimente, să ascundeți, să aruncați supreș și toată bunătatea și toată drăgălășenia aia pe care nu vroiați nici în ruptul capului să o arătați și să o lăsați să se vadă, va primi, iată îmbrățișările venusiene, astfel încât să vă împăcați cu ea, cu voi, cu vulnerabilitățile voastre, cu slăbiciunile voastre și tot așa. Și, cum ziceam, un Crăciun personal în interiorul vostru se naște odată cu această zi de 16 noiembrie. 17 noiembrie, Mercur intră și el în săgetător, ceea ce înseamnă că veți conștientiza și veți trage foarte multe concluzii despre toate acele vulnerabilități pe care poate până una alta le urați sau le uh, puneați pe fugă sau cine știe ce le faceți. În tot cazul, odată cu 17 noiembrie, va începe o, o, o susținere pe care o veți primi eu pentru a pune baze noi în personalitatea voastră la nivel profund și pentru a um, muta și schimba pilonii scheletul fundației voastre la nivel profund, ca să fie tablou cel mai tablou. Apoi, pe 18 ziua grea că așa nu-mi place nici mie, uh, nici pe voi nu vă sare, că, na, sunteți și voi acolo pe axa uh, de care are nevoie, că, na, până la urmă este și ea o energie în manifestare cu niște rezultate. Uh, vă Poate ține pe loc sau vă poate, nu chiar ca la săgetător, să vă fure succesul, dar cumva să. Tabloul cel mai concret este că să vă păcălească prin cineva care, de fapt, ar trebui să vă lumineze. Deci, vedeți de ce se întâmplă asta, ce aveți de învățat acolo și care este lecția de fapt. Apoi pe 19 și pe 20 zilele de weekend vor fi foarte luminoase și pentru voi de aceste două mari planete Jupiter și Saturn și 19-le vă cere să schimbați modul de exprimare, de comunicare și vocea la propriu și la figurat, vocea cu care vă vorbiți în sinea voastră, vocea cu care... Interacționați în exterior, dar și știu, cuvintele utilizate, silabisirea, modul de dicție, totul. Deci, iată, încă la momentul ăsta, și până ce Jupiter va ieși din retrograd, el vă dă mari. Probabil foarte mari pentru unii care s-au încăpățânat uh, lecții de comunicare. Și uh, repejor, repejor, 20 cu Saturn și cu energia lui benefică, pentru că vă este patron și prieten bun de o viață întreagă. Iată, bucurați-vă pe 20 de lecția lui, pentru că este o lecție, luna este în balanță și Saturn vibrează cu balanța destul de bine mai ales că el este învărsător deci o, o întreagă orchestră frumoasă în care dirijor este spiritul vostru și care vă, vă învață sau vă poartă pașii către ceva ce n-ați vrut să învățați și anume să nu mai forțați da? Despre asta e vorba. Să nu mai impuneți, să nu mai forțați, ci să învățați armonia și armonizarea. și deci, că tot vorbeam de vărsător și de Saturnul din el. Să vedem ce fac vărsătorii de această dată. Și avem. 14 noiembrie, dragi vărsători, ascendem sau zodie. Este o zi interesantă din punctul vostru de vedere al sănătății. Deci, dacă n-ați avut grijă până acum... Acum, repejor, repejor, pe weekend, încercați să vă odihniți cât mai tare, pentru ca 14 să nu vă aducă surprize. Pe de-o parte, dar pe de altă parte, vedeți ce faceți și cu multele lucruri pe care trebuie să le rezolvați la serviciu. Cu atât mai tare, cu cât cineva și-a oferit ajutorul și voi nu l-ați dorit. Se pare că este și o mică pedeapsă pe care o primiți în această zi. Apoi pe 15 luna este în leu, ceea ce, din punctul vostru de vedere, înseamnă relație de cuplu și preocupări sau priorități în doi proiecte importante în relație. Vedeți, dacă aveți nevoie și dacă este persoana iubită, persoana care v-a propus ajutorul și nu l-ați vrut, nu cumva să mai ziceți nu de această dată, pentru că Venus este în ultimul grad de scorpion și nu vă lasă deloc în până nu intră în primul grad de săgetător, ca să zic așa. Deci o încordare foarte puternică pe care o puteți resimți în, în sensul de pedeapsă sau în sensul de vinovăție, probabil față de persoana iubită. Apoi pe sau de ceilalți, pentru că este pe descendent, practic luna pentru voi și poate să fie senzația că ați greșit față de restul lumii, față de mentalul colectiv, față de, mă rog, niște lucruri care fiecare le are și în funcție de harta natal. Pe 16, Venus intră în săgetător, lucru minunat din punctul vostru de vedere, pentru că este vorba de un colac de salvare care vine către voi, care vă înfășoară direct și vă poartă către vibrațiile viitorului un progres pe care îl puteți construi de aici încolo pentru viitorul vostru și nu doar al vostru. Pentru unii vărsători va fi vorba de un proiect de a vorbi în public, de a-și trece peste trac, de a crea. Pentru alții poate să fie vorba despre un progres prin creație în sine, pentru alții un progres prin relația cu străinătatea. Foarte multe variante și în funcție de harta natală, bineînțeles. Dar deschiderea porții progresului este un moment crucial și important și pentru voi și Venus va fi prietenă bună. Nu o refuzați! Apoi, pe 17, Mercur intră și el în săgetător și poate fi și el un alt prieten bun de nerefuzat. Pentru că vă ajută să puneți bazele unui viitor. Practic, de pe, de pre, după 17 noiembrie încolo, viitorul se scrie cu fiecare gând, fiecare idee pe care le veți avea, cu fiecare discuție, cu fiecare revelație și cu toate produsele minții voastre, pe măsură ce se derulează sau le derulați. 18 noiembrie, of, ce zi pardon! Și din punctul vostru de vedere, pentru că mai mult decât la oricare alții, este vorba despre partea spirituală. Niște demoni la propriu sau la figurat vă încearcă spiritul, vă încearcă răbdările sau vă încearcă um, liniștea, calmul, pacea. La fel ca la toate celelalte zodii, vă recomand și vă să nu vă lăsați purtați de această energie mai puțin benefică sau de a dreptul malefică, și să încercați să vă țineți de să vă țineți vie conexiunea cu spiritul vostru și mai ales cu divinitatea. Încercările la care sunteți supuși cu, odată cu acest aspect să știți că nu sunt neapărat pământene, pentru că ele sunt mai degrabă adresate spiritului vostru. Deci este, dacă vreți să facem un tablou complet, ceea ce leagă existențele voastre unele de altele, firul ăla este acum căptușit sau țesut cu alte energii. Și a această țesere se poate întâmpla să fie doar o încercare sau se poate să fie o promisiune. O promisiune pe care o faceți pentru viitorul vostru. Um dar nu neapărat pe vibrații pozitive. Acum depinde, na, fiecare se află într-un moment, într-un context, fiecare are luptele lui cu întunericul de care tot vorbim uh, de fiecare dată și pe fiecare bucățică de, uh, de lecție și la fiecare zodie în parte, deci iată, uh, mai pe spus, această zi de 18 este poate cea mai mare provocare a voastră și va mai fi fixă înainte de Revelion, cea mai mare provocare a voastră de a cădea sau nu cădea în lanțurile întunericului la propriu sau la figurat, ca să zicem așa. În tot cazul, Marte retrograd în gemeni vă ține bine și nu vă lasă să cădeți, chiar dacă este retrograd, are el capacitățile lui să vă trezească la realitate și să nu vă lase în acea capcană, dar dacă harta personală arată că pe parcursul acestei existențe ai o lecție de acest gen, atunci mă îndoiesc că te vei lupta destul de tare și poate că lupta te va copleși sau cine știe. În tot cazul, vă țin pumnii și vă doresc să vă fie cât de ușoară această luptă și să vă întăriți prin conexiunea cu Spiritul și cu Divinitatea, cum spuneam, atât cât de mult aveți nevoie pentru a nu cădea. 19 și 20, zile interesante și pentru voi, pentru că Jupiter pe de o parte retrograd în casa banilor voștri, pam pam, vă zice că trebuie să fiți foarte atenți la ce se întâmplă în organizarea vieții voastre și în organizarea averii voastre, tocmai pentru a vă crea și a pune bazele unei cursivități pentru următorii ani. Și, practic, până pe 23, vedeți despre ce viitor este vorba și despre ce ani este vorba în viitor, apropo de lecția pe care Jupiter vă arată sâmbătă 19 noiembrie. Iar pe 20 noiembrie, Saturn în zodia voastră, gata, nu mai e retrograd din 24 octombrie încă ceva, lăsat în pace cu retrogradarea, dar este încă acolo și vă cere să fiți mai înțelepți, mai maturi. Mai puternici, mai rezonabili, mai obiectivi, mai prietenoși cu voi și vă cu ceilalți. Oricum, este o zi în care trebuie să vă dați întâlnire cu propria voastră persoană și să-l chemați pe Saturn, cu ghilimele, cu tot, să uh, medieze toate conflictele voastre interioare. pești ce fac ei? Zodie sau ascendent? Dragii mei, pești de apă dulce, de apă sărată, de râu, de mare, de ocean, de care ați fi voi, uh, trebuie să vă hotărâți repejor, repejor să faceți pași mari, pentru că Venus și Mercur vin cu multe. Lecții la purtător. Hai să vedem. 14 noiembrie, o zi nu grea, nu ușoară, benefică. Din punctul vostru de vedere, parcă nu e ceva de care să vă cramponați, ci din potrivă vă puteți bucura de beneficitatea acestei zile și de ultimele răsuflări a lui Venus în Scorpion, da? Apoi, pe 15, Venus, încă în Scorpion, bucurați-vă de el. Dar și o zi importantă la serviciu, trageți tare și încercați să realizați, să faceți impresie bună, să vă puneți în valoare, să vă bucurați de calitatea pe care, iată, această zi vă poate oferi. Ca energie, mă refer. 16 noiembrie. Venus intră în săgetător. Din punctul vostru de vedere, cum să vă arăt așa? Așa cumva? Da, mă rog, nu, nu că ați înțelege mare lucru uh, din scrisul meu în primul rând, dar ce vreau să zic este că Venus se va afla pe mijlocul cerului, de fapt. Și nu doar că intră în săgetător și de acolo vă trimite niște energii sub formă de lecțioare, dar este pe mijlocul cerului. La fel și Mercur pe 17 noiembrie, intrarea în Săgetător îl, îl pune în aceeași substanță energetică, și anume ambele, și 16 și 17, și Venus și Mercur, prin intrarea lor în Săgetător, vă vor aduce toată susținerea astrală de care puteți beneficia la acest moment. Și pentru că sunt împreună, credeți-mă că nu e puțină. Toată susținerea astrală de care aveți nevoie să urcați, să urcați cum vreți voi, pe munte în, pe munte stâncos, pe deal înalt, pe ce vreți voi să urcați în copac, să urcați unde vă doriți, să urcați ca și progres major din toate punctele de vedere în viața voastră. Deci, iată, aceste două zile cu tot cu 14 și 15 în preambul, și cu tot cu restul săptămânii, și apoi ieșirea lui Jupiter din retrograd săptămâna viitoare. Lăsați-vă purtați de evoluție acolo unde ea vrea să vă ducă. Chiar dacă este vorba de o lecție undeva, și chiar dacă este un pic greu să vă schimbați. Pașii către evoluție pot fi mai grei sau mai ușori, depinde acum și de harta fiecăruia, dar cert este că pentru voi progres înseamnă a evolua pe toate palierele, în toate domeniile și cu toată încrederea. Creșteți-vă stima de sine, uitați-vă mai bine la uh, acolo sus unde vreți să ajungeți ca și. Uh, deadline, ca și proiect final, mulțumirea pe care vreți să o aveți, dorința pe care vreți să o simțiți, trăirea pe care vreți să o câștigați, toate lucrurile astea care reprezintă pentru bucuria voastră și pentru evoluția voastră și pentru elevarea voastră, iată, progresul personal. Apoi, pe 17, cu atât mai tare cu cât Mercur vă ajută să puneți niște baze interesante, vă aduce foarte multă magie. Magie la propriu sau la figurat, într-un mod uh, uh, benefic oricum. <coughs> Pardon. Este cumva o realiniere sau o reconectare la mentalul colectiv care, ușor, ușor, vă va da ideile de care aveți nevoie și vă va pune în arhetipul în care aveți nevoie să intrați ca om al progresului sau ca persoană care progresează, care își depășește limitele. E, 18 noiembrie nu mai e atât de interesant deloc, chiar. S-ar putea să aveți o mare ceartă în cuplu sau să nu mai suportați persoana iubită pentru că vă face prea multe, vă supără prea tare. Sau, mai este și varianta să fiți îmbrobodiți, aici depinde de harta fiecare, da? Să fiți îmbrobodiți de partener, parteneră, ca să nu vedeți ceva. Acum, dacă e să fie cu îmbrobodeală, vedeți voi cât vă ține și voi broboada pe cap, că adică nu... Apoi, pe 19, Jupiter retrogradă încă în zodia voastră după ce în martie vă dădea curaj, forță și vă ridica în în aripi, acum, iată, este retrograd și vă arată că te-am pus la treabă, ți-am dat ajutor și tu unde ești? Tot aici te găsesc, cam așa este vibrația jupiteriană pentru voi la momentul 19 noiembrie. Râdem, glumim, dar vreau să fiți atenți la această zi, ce vrea să vă învețe? S-ar putea să fie ultima strigare a lecției și în funcție de ați învățat sau nu ați învățat să vă treziți că pe următorii 12 ani veți fi mai fericiți sau mai supărați, depinde doar de voi și de aceste ultime ultimi pași ai retrogradului în jupiterian în zodia voastră și apoi încă până în a doua săptămână lui decembrie când Jupiter va ieși din pești. Deci profitați pe cât de tare posibil după 19 încolo să vă uh, descoperiți, descifrați, autodescoperiți de dragul vostru în viitor sau pentru viitor. Iar pe 20, n zice că Saturn vă este potrivnic, dar este în casa 12, o casă karmică și care vă poate încerca. Deci mare uh, atenție la lecția lui. Uh, una peste alta lecția ar fi simplă dacă ați vrea să o luați ca atare, zice, dă jos bagajele din spate și nu mai face pe eroul. Uh, încearcă să te mai sucești și răsucești și dacă ai promis ceva să, și nu ai cum să-ți iei promisiunea înapoi și să explici prin argumente de ce nu poți sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Deci încercați fiecare în funcție de trăirile de duminică 20 să înțelegeți unde și ce vrea Saturn să rezolvați pentru că de fapt el la bază vrea să vă ajute să lăsați bagajele pe care le-ați cărat inutil în spate de ambuni. Ei, și iată ne ajungi uh, la final. Sper că ați fost uh, inspirați, că v-ați luat notițe, că ați ascultat. Mulțumesc maxim celor care ați rămas cu mine până la final. Vă îmbrățișez tare, tare, tare și hai să facem! Hora progresului, cu toții, de pe 16-17 încolo și după 24 și mai tare, haideți să punem umăr de la umăr, să ridicăm ce putem ridica, fiecare acolo ați văzut pe bucățica lui, vibrația personală și a mentalului colectiv și. Acestea fiind zise, vă mulțumesc, vă îmbrățișez, să aveți o săptămână frumoasă, un parcurs drăguț și multe, 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 multe bucurii pe care Venus, în primul rând, să vi le aducă de miercuri încolo. Pupici!